o întrebare de temelie. Pentru ca lucrarea unui lider spiritual să se păstreze sănătoasă în timp, acesta ar trebui să-și pună din când în când o întrebare. Mă refer la o întrebare de temelie. Una care să-l readucă pe liderul creștin la lucrurile de referință care îi marchează slujirea. Știți ce observ în scripturi? Dumnezeu ia uneori atitudine față de derapajele conducătorilor din popor. Dar de fiecare dată, chestiunile vizate de Domnul sunt cele de temelie. Dați-mi voie să exemplific. Din punct de vedere strict al abilităților de conducere, regele Saul a luat de câteva ori niște decizii de-a dreptul strălucite. Inițiativa lui în aducerea arderii de tot, într-un moment de cumpănă pentru popor, este una care îi scoate în evidență abilitățile de conducător. Un conducător care știe ce are de făcut când observă pericolul ca poporul să se risipească în fața filistenilor. Sau, momentul când permite păstrarea în viață a turmelor mai premium ca pradă de război, indică spre simțul dezvoltat pentru oportunități și împărtășire a succesului. Lui Saul nu îi lipseau abilitățile. Avea o percepție ascuțită în citirea situației și o dexteritate deosebită în luarea deciziilor, însă cu un amănunt, în afara ascultării de Domnul. Observăm aceste lucruri în 1 Samuel, capitolele 13 și 15. Abilități de excepție scoase din zona ascultării de Domnul pot face mai mult rău decât bine. De aceea, în slujirea spirituală, liderul este încurajat să revină la chestiunile de bază, să-și pună în mod repetat o întrebare de referință. Această întrebare ar trebui să fie totdeauna în atenția liderului. Întrebarea este simplă, dar și posibilele răspunsuri. Însă, pe cât de simple par răspunsurile, pe atât de marcante pot fi efectele acestora în realitatea conducerii. Aduc în atenție trei răspunsuri vizibile în realitatea uneori învolburată a slujirii. Primul, mă slujesc pe mine însumi. Deși la nivel declarativ, toți îl slujim pe Domnul, în multe cazuri, realitatea reflectă altceva. Profetul Ezechiel remarcă această realitate sumbră: păstori care, în loc să pască turma, se pasc pe ei înșiși. Vedem lucrul acesta în Ezechiel, capitolul 34. În vremea Domnului Isus, lucrurile stăteau similar. Conducători religioși care erau mai interesați de beneficiile poziției lor decât de voia lui Dumnezeu. Poate fi aceasta o problemă în conducerea de azi? Aș îndrăzni să spun că atunci când liderul se ia prea în serios, când ia personal fiecare vorbă cu tentă de evaluare, când fiecare provocare a slujirii este despre el, acesta. Are răspunsul greșit la întrebare. 2. Îi slujesc pe oameni. Acest răspuns este onorabil. Arată interesul liderului pentru cei pe care îi conduce. Pare să fie răspunsul cel mai bun. Și cu toate astea, un astfel de răspuns îi duce pe foarte mulți lideri la epuizare garantată. Pentru mulți, conducerea devine în timp o corvoadă care le răpește tot elanul și îi lasă pe slujitori cu rezervorul gol. Oameni care au început proaspăt sfârșesc răpuși de oboseală. De ce? Au fost trași în toate direcțiile de slujire a oamenilor. Nevoile din jur i-au asaltat în asemenea măsură încât au căzut sub greutatea lor. Asta se întâmplă când răspunsul la întrebare, la întrebarea pe cine slujesc, indică cu prioritate spre oameni. Și răspunsul trei este îl slujesc pe Domnul. Acesta este răspunsul care mă salvează de motivații greșite și de epuizare. Când îl slujesc pe Domnul, voi avea în mod garantat grijă responsabilă și de oamenii pe care îi conduc. Când îl slujesc pe Domnul, voi găsi în mod repetat resurse de energie și ca efect și beneficiile vor veni. În concluzie, îl îndemn pe fiecare lider să nu uite pe cine slujește, să rămână conectat cu Isus, să se adapte în mod constant din seva aducătoare de prospețime. Aceasta va menține motivațiile curate și prospețimia mereu prezentă. Toate celelalte derivă de aici.